Bună seara, dragi băieți și fete pasionate de fotografie, Drago Stoica, creativewizards.ro. Și iată-ne, ieșiți frumos în natură, pentru că noi așa, în această seară, că de-aia v-am spus bună seara, o să vă prezentăm anumite obiective și mai ales un anumit obiectiv, dar o să începem frumos printr-o trecere în revistă. Și anume, oricine își dorește o focală mai mare de 300 de mm, înseamnă că sigur are o afinitate pentru a încerca fotografia de viață sălbatică, de natură, poate sport, poate aviatică, pentru că, în general, pentru aceste genuri de fotografie ai nevoie de focale mai mari de 300. Spre 600, 800, fiecare cum i-ar prinde mai bine. Acum 10 ani, de exemplu, posibilitățile de a cumpăra astfel de obiective nu erau așa numeroase, iar cele profesionale, bineînțeles, ca și în ziua de azi, costau o căruță de bani. Iată că în 2020, cel puțin, avansul tehnologic ne aduce foarte multe opțiuni pe piață. Pe lângă ceea ce produc terții, și anume Sigma, Tamron și Tokina, dar Sigma și Tamron sunt principalii producători terți de obiective pentru producătorii principali de camere, Canon, Sony, Nikon. Acum a apărut și Panasonic în joc, dar rămânem la Canon, Nikon, Sony, pentru că ei sigur au o plajă acoperită de ceilalți producători pentru absolut orice tip de obiectiv. Deci vorbim de obiective tele și super tele. Iată că de câțiva ani avem multe oportunități și diverse variante, din ce în ce mai bune, la prețuri din ce în ce mai accesibile. Și aici mă refer, bineînțeles, la zoomuri. La zoomurile pe care le au chiar producătorii brandului propriu-zis al camerei sau, repet, de la terți, cum ar fi Sigma și Tamron. Noi acum vom vorbi un pic despre sculele Sony, dar vom face comparație și cu celelalte. Astfel că aici avem de la Sony deja celebrul zoom 200-600 f5.6-f6.3. Cu ce putem compara acest obiectiv Sony? Păi putem să-l comparăm cu adiacentele prezente pe piață în momentul ăsta de la Nikon, Sigma și Tamron. Sigma și Tamron au deja celebrele 150-600. Sigma are două modele, Contemporary și Sport. Tamron a avut unul mai vechi și acum are unul mai nou G2. Nikon pe F-mount n-a mai scos nimic în afară de 200-500, există și 80-400, cum și Sony are 80-400, cum și Canon are 80-400, cum are și 100-400 și sunt o grămadă de variante. Sigur, Nikon și Canon au și varianta profesionistă foarte scumpă, 200-400 cu teleconvertor 1.4 înglobat. Mă rog, dar rămânem la cele, să zicem așa, sub $2500 sau până în $2000, cum este și acest Sony 200-600. Comparativ, repet, cu Sigma 150-600, cu Tamronul 150-600, cu Nikon 200-500 F5.6. Deocamdată Canon și Nikon pe mirrorless-uri R5, R6, RF în cazul lui Canon sau Z5, Z6, Z7 în cazul lui Nikon. Acum, de exemplu, sunt filmat cu al nostru deja clasic Z6. Nu au scos încă astfel de zoomuri. Sigur, Sony are ani de zile avans pe mirrorless și deja și-au completat foarte bine gama. Când vine vorba de astfel de zoomuri, și mai accesibile ca preț, cât și ușoare și compacte, testând Sigma și Tamron în ultimii ani, pot să vă spun că, după părerea mea cel puțin, acest 200-600 de la Sony este cel mai fain. Și o să vă spun și de ce. În primul rând, față de Canon și de Sigma și Tamron. Comparativ cu Sigma și Tamron, da, cu 150-600-urile lor, Sigma are și un 60-600 acum, dar este absolut 99% identic ca dimensiuni și mărime cu 150-600-urile. Deci, comparativ cu Sigma și Tamron, ăsta este cel mai mic, cel mai compact și cel mai ușor. Și are și un avantaj care mie îmi place foarte mult. În sfârșit, inelul de zoom are o cursă mică, sigur, avantajul este că pleacă de la 200. Acele focale mai largi pe celelalte obiective, sigur că fac zoom-ul să fie mai lung. Dar, fiind 200-600, ceea ce oricum este suficient, pentru că dacă tu cumperi un super zoom, super tele, care se duce în 600, clar nu îl iei să-l folosești în primul rând la focala wide. Întotdeauna vei fi tentat să te duci spre 600. Deci nu mă interesează de unde începe. Mă interesează mai mult unde se termină. Deci pe mine sigur mă va interesa, ca și pe oricine pasionat de acest fel, de
focalele între 200 și 600. Deci nu țin musai să am sub 200. Așa cum Sigma, de exemplu, are nebunia aia de 60-600. Bașca la 60 nu este atât de grozav, bineînțeles. Deci mai bine o focală mai restrânsă ca interval, dar mai performant. Deci pe lângă toate aceste aspecte, pe lângă care cel mai profi design cu butoane setabile ca funcții, cu acest layout, cu picior frumos, mic și așa mai departe, este și internal zoom. Este singurul zoom super tele de acest fel, până la ora actuală, repet, care are zoomul intern. Deci nu iese nimic în afară, nu se extinde, nu se retrage. Totul este intern, ceea ce permite, bineînțeles, nu-i așa, să intre mai puțin praf și mai puțin jec și mai puțină umezeală înăuntru. Ceea ce este grozav, bineînțeles. Bun, deci când vrem să testăm ceva și la un buget mai accesibil, putem să ne jucăm cu așa ceva. Sunt convins că și Canon, pentru mirrorless-urile lui noi extraordinare, R5, R6 și ce-o mai scoat, precum și Nikon pentru seriile Z, vor veni cu astfel de modele. Care este diferența principală pe lumea mirrorless-urilor? Faptul că distanța de la flanșa de montură la senzor este mult mai mică, permite acestor constructori să facă rețete optice mai performante. Și asta se vede la calitatea acestor obiective, la calitatea imaginii și se vede și beneficiem de un mare avantaj și când vrem să adăugăm teleconvertoare. Cine e pasionat știe că niciodată o focală nu este suficient de mare când faci viață sălbatică. Iată, aici avem Delta Văcărești, aici filmăm spre Ring Grand Hotel cu soarele nostru, dacă e al nostru, așa, în spate aici la Azmita Gardens și avem aici juvenil de cormoran, avem niște egrete albe frumoase, avem cormorani maturi, avem o familie de lebede în zare, acolo văd și un corcodel, dar sunt mici. Și chiar dacă am avea și 2000 de milimetri, unele chestii sunt încă departe. Balta e mare, nu ai barcă și așa mai departe. Deci nicio focală nu îți este vreodată suficientă. Așa e o vorbă când faci viața sălbatică. Și atunci vrei focale mai mari și atunci pui teleconvertoare. Dar teleconvertoarele știm că papă din calitate. Îl pui pe cel de 1.4, îți papă un pas de lumină și pierzi un pic doar. Îl pui pe cel de 2X, care dublează focala cum ar veni și îți place chestia asta pentru că de două ori mai mult este semnificativ mai mult, dar îți papă 2 pași de lumină și calitatea imaginii de obicei scade cam prea mult. Da, asta până în ziua de azi când am ajuns să tragem cu astfel de sisteme pe mirrorless-uri. Iar un alt avantaj pe care vi-l readuc aminte este că la mirrorless toată lumina ajunge la senzorul de imagine, care este în același timp și senzor de focalizare. Da, sistemele nu mai sunt separate. La un DSLR sub 40% din lumina ce intră prin obiectiv ajunge la sistemul de focus, acela fiind separat de senzorul de imagine pe altă axă a camerei. Deci la mirrorless-uri avem aceste avantaje. Bun, când ne jucăm cu așa ceva este fain. Dacă îi pui un teleconvertor 1.4 de la F6.3 te joci la F9. La F9 pe un mirrorless performant cu focusul din ziua de azi cum este A7R4, A9, A9 Mark II, A7S3, A7 III de la Sony, te descurci suficient de bine, mai ales în lumină decentă. Ok, dar vrei să pui un teleconvertor 2X pe ăsta? Da, poți? Da. La ce F vei ajunge? Păi de la F6.3 te duci la F13. Este avantajos absolut deloc. Începe totuși să-și arate limitările. Este totuși un obiectiv mai ieftin și totuși, punând un teleconvertor 2X în coada lui, la F13 nu o să te descurci chiar așa de bine, plus că ai nevoie de o tonă de lumină și așa mai departe. Deci, ce poți să faci atunci când ai de unde să te joci cu ce? Și acum ajungem de fapt la subiectul acestei zile, a fost un intro cam lung. Ce înseamnă un 600 de mm F4? We'll be right back.
Ce ați primi dacă ați lua un 600 de mm F4? Păi, ați primi o cutie de carton și în cutia de carton ar fi această cutie. Cam așa arată cutiile de super teleobiective la Sony. Este identică cu cea de la 400 de mm, doar un pic mai mare. 400 de mm l-ați putut vedea la noi într-un review acum câteva săptămâni. Și cutia de 600 arată absolut identică, doar că la 400 n-am prezentat-o prea în detaliu. Se deschide frumos, dacă ar fi fost încuiată cu cheia trebuia să o descuiem. Și iată, așa vine ambalat un super tele Sony, bineînțeles aici strap-ul pentru cutie. Aici este asigurat obiectivul. Îi dăm la o parte țiplele de protecție, pe care oricum nu le vom mai folosi. Ăsta este strap-ul pentru obiectiv, dacă vreodată aveți nevoie să-l folosiți, să-l puneți pe umăr. Și acesta este obiectivul frumos cu husa de protecție, pentru că la cât de mare acestea nu mai pot avea capace, care o vom da la o parte frumos și o vom lăsa aici în cutie. Și asta este forma compactă, pentru că este cu parasolarul întors, bineînțeles. Când vreți să-l folosiți, evident, trebuie să-i montați parasolarul. Așa arată un 600 de mm F4, care este cel mai ușor 600 de mm F4 din istorie de până acum. Este chiar un pic mai ușor decât ultimul de la Canon și clar cu vreo 700 de grame mai ușor decât ultimul de la Nikon, care oricum sunt mult mai ușoare decât ce aveau ei pe piață acum câțiva ani. Pentru 2020. Acum câțiva ani, când am avut Nikon 600 de mm F4 VR, penultima versiune, acela era încă unul foarte greu, avea 5,5 kg și era foarte prost echilibrat, greutatea mare fiind pe față, pentru că lentilele mari din față atârnau foarte greu. Actualul model de 600 mm F4, montura F de la Nikon, cât și ultimul de la Canon, sunt și ele mult mai ușoare, sub 4 kg amândouă, mult mai bine echilibrate, dar acesta este absolut senzațional de ușor. Pentru un 600 de mm F4, acum câțiva ani, nu v-ați fi putut imagina că așa ceva poate să fie atât de ușor. Fiecare după mușchi și anduranța sa, dar cel puțin pentru mine este absolut ușor să trag cu el ore întregi din mână, fără probleme. De ce am folosit așa ceva? Bineînțeles, pentru că optica din acest obiectiv, deși din păcate de 7 ori mai scump decât zoomul 200-600, este mult mai bună, bineînțeles. Are 4 motoare pas cu pas care deplasează blocul de focalizare din el și are un focus foarte rapid datorită acestor performanțe tehnice. Bineînțeles, este F4, mult mai luminos. Are aproape același diametru ca și 400-28, dar fiind mai lung, bineînțeles, se pierde un pas de lumină. Și ce se întâmplă când punem teleconvertoare pe acest obiectiv fix? Evident, fiind fix, optica este mult superioară, calibrată și foarte bine optimizată pentru o singură focală. Când punem teleconvertoare pe un sistem mirrorless, pe un asemenea super telefix, păstrăm încă o calitate incredibil de bună, nemai întâlnită până acum pe vreun sistem DSLR din anii trecuți. Astfel încât acest 600, coroborat cu un Badica A9 Mark II cu teleconvertor 2X, ne poate da un 1200 de mm F8, care este foarte performant și încă foarte bun optic, super rapid la viteză și cu care putem să facem niște cadre absolut senzaționale. O să rog, bineînțeles, pe Costin la montaj să vă arate exemple de cadre și cropuri 100% cu ce am prins în ultimele săptămâni cu acest obiectiv de când am intrat în posesia lui. Cam așa arată un 600 de mm F4 cu teleconvertorul 2X montat pe un A9 Mark II. Oricum, body-urile de Sony sunt extraordinar de asemănătoare între ele ca dimensiuni și formă. Foarte greu să vă dați seama de la distanță ce body e. Poate să fie A7R3, poate să fie A7 3, poate să fie A9 Mark I, poate să fie A7 R4 și așa mai departe. Dar este un A9 Mark II, îl folosim pentru că are cel mai bun focus, chiar dacă are doar 24 de megapixeli. Preferăm o rezoluție mai mică, dar un focus senzațional, decât body-urile cu rezoluție mai mare, dar focus mai puțin performant. Comparativ, dacă ar fi să îl punem pe lângă 200-600, o clipă să-i montăm parasolarul și acestuia,
să vă dați seama de comparație ce înseamnă un zoom 6.3 și ce înseamnă un F4 fix. Mult mai lung, mult mai gros, dar nu mult mai greu. Adică, în mod normal, te-ai fi așteptat să fie de câteva ori mai greu. Este cam de două ori mai greu. Are 3 kg, fără teleconvertor și aparat. Și ăsta are cam 1,5. Deci nu este o diferență mare decât de dimensiune. Ca să simțiți pe propria piele, trebuie să puneți mâna să vedeți cum se simte, cum e să-l mânuiești, trebuie să ai grijă să nu-l lovești, trebuie să te obișnuiești cu ergonomia lui, trebuie să te obișnuiești cu focale atât de mari ca 1200 de mm, pentru că subiectul îți intră și îți iese din cadru la o mică mișcare de aparat. Și bineînțeles, indiferent dacă aveți astfel de scule la superlativ ca performanță, nu vă puteți baza doar pe asta și să trageți, de exemplu, cum este acum, s-a înserat, soarele tocmai a pus acolo și luna a răsărit în partea asta altă. Nu este suficient ca să faceți un cadru de calitate. În mod ideal trebuie să aveți cea mai bună lumină pe subiect. În mod ideal, când fotografiați, că sunt păsări, că sunt animale, ce vreți să fotografiați cu astfel de focale uriașe, soarele trebuie să fie în spatele vostru și lumina să pice pe subiect. Bineînțeles, cea mai bună lumină o să aveți după răsărit și înainte de apus.
Dragilor, în mare cam asta este prezentarea unui super teleobiectiv. Acum tocmai a răsărit luna, așa că vom profita de acest moment extraordinar de a o încadra cu Ringra hotelul la 1200 de mm f/8. Nu uitați să intrați pe creativewizardsshop.ro să comandați tricouri de la noi și țineți minte că oricând faceți wildlife e bine să fiți îmbrăcați în camuflaj din cap până în picioare, să nu vă zgăriați în tufe, luați-vă bocanci, acoperiți și obiectivul cu velcro-uri de camuflaj pentru că orice reflexie de lumină poate speria viața sălbatică și a o îndepărta. Închideți telefoanele mobile, faceți liniște, stați pitiți la pândă și aveți răbdare să prindeți cele mai bune cadre. Mulțumim, țineți aproape!